Vremea se strică nu doar în Mehedinți, ci în toată țara, anunță meteorologii. Dacă până astăzi vremea a fost relativ normală pentru perioada aceasta a anului, de mâine temperaturile scad și apar precipitații predominant la Lapoviță și Nisoare. Deși până acum vremea a fost apropiată de normalul termic al acestei perioade, iar maximile au ajuns și până la 17 grade Celsius, din această noapte vremea se strică brusc. Ninsorile încep chiar în luna martie, odată cu debutul primăverii. Pompierii mehedințeni recomandă cetățenilor să-și pună din nou cauciucurile de iarnă. Din această noapte, începând cu ora 3 și până miercuri dimineața la ora 6, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează ninsori însemnate cantitativ. Recomandăm cetățenilor să-și echipeze corespunzător autoturismele pentru circulația în condiții de iarnă și să se intereseze dinainte despre starea drumurilor. Vremea se va strica în toată țara, nu doar în Mehedinți. Meteorologia anunță faptul că vremea va fi în general închisă și va deveni mai rece decât era în mod normal în această perioadă a anului.